Bun găsit, doamnelor și domnilor! Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, se află astăzi într-o vizită de lucru la Chișinău. Oficialul a venit în Republica Moldova la invitația șefului statului Maia Sandu. Președintele francez a ajuns la Chișinău în urmă cu puțin timp. Emmanuel Macron a fost întâmpinat la reședința de stat de către Maia Sandu. Ceremonia de întâmpinare a fost una destul de modestă, fără fanfară și defilare. Cei doi președinți doar s-au salutat și și-au strâns mâinile. Acum Emmanuel Macron și Maia Sandu poartă discuții, iar imediat după vor susține o conferință de presă comună. Menționăm că este al doilea președinte francez care vizitează vreodată Republica Moldova. Ultima dată acest lucru s-a întâmplat în anul 1997. Atunci, la Chișinău, a venit Jacques Chirac.